Bine ați venit sau revenit! Ca în fiecare săptămână, în acest material vă voi pune o întrebare, dar nu înainte de a vă da răspunsul la întrebarea de săptămâna trecută, să revedem partea care ne interesează. Ai copii? Am 3 fete. Felicitări! Ce vârstă au? Știi ce? Tu ești profesor de matematică, așa că îți spun că suma vârstelor lor este egală cu numărul de casă al părinților tăi. Bine, dar nu pot calcula vârsta fetelor tale doar pe baza acestei informații. Știu, așa că îți mai spun ceva. Produsul vârstelor lor este 36. După ce s-a gândit un pic, profesorul de matematică a spus: tot nu știu vârsta lor. Atunci, a spus celălalt, să știi că cea mare ia lecții de pian. Acum știu, a răspuns profesorul de matematică. Poți afla vârsta fetelor doar pe baza informațiilor pe care le-ai auzit? Există mai multe variante ale acestei întrebări problemă, iar farmecul ei constă în faptul că aparent ne sunt oferite informații irelevante, cum ar fi un număr de casă pe care nu-l cunoaștem sau faptul că fata cea mare ia lecții de pian. Și totuși, dacă știm să separăm utilul de inutil, putem găsi răspunsul. Să vedem. Nu putem porni la rezolvarea problemei de la numărul de casă și nici de la lecțiile de pian, pentru că, repet, luate izolat, aceste informații nu înseamnă nimic, nu ne spun nimic. Așa că trebuie să plecăm de la singura informație clară și completă pe care o avem, și anume faptul că produsul vârstelor celor 3 fete este 36. Să vedem care sunt matematic combinațiile posibile de 3 numere naturale care au produsul 36. Le puteți vedea aici. Acolo unde un număr apare de 2 ori, înseamnă că 2 fete au aceeași vârstă, adică sunt gemene. Sigur, combinația 1-1-36 este mai mult decât improbabilă, dar pe noi ne interesează posibilitățile matematice. Acum a sosit momentul să folosim prima informație, aparent irelevantă. Suma vârstelor este numărul de casă al părinților profesorului de matematică. Pare informația irelevantă pentru că noi nu cunoaștem numărul respectiv. Dar veți vedea imediat că acum această informație devine importantă și ne spune ceva. Deci noi nu știm care este numărul de casă, dar știm altceva, că profesorul îl știe. Dacă nu l-ar fi știut, ar fi spus acest lucru când a aflat că suma vârstelor este egală cu numărul de casă. Ar fi spus: nu pot folosi această informație pentru că nu mai țin minte care era numărul de casă. Sau ceva de genul ăsta. Dar n-a spus așa, ci a spus că această informație nu îi este suficientă ca să afle vârsta fetelor. Și asta ne spune că el cunoaște numărul de casă, iar această informație este deja importantă. Să vedem de ce. Priviți suma seturilor de 3 numere naturale care dau produsul 36. De ce oare, cu toate că știe numărul de casă, profesorul nu știe ce vârstă au fetele? Dacă numărul de casă ar fi fost 38, 21, 16, 14, 11 sau 10, ar fi putut spune imediat vârsta fetelor, pentru că aceste numere se referă la o sumă unică. Înseamnă că numărul de casă trebuie să fie 13. El corespunde la 2 sume posibile. 1 plus 6 plus 6 sau 2 plus 2 plus 9. De aceea, profesorul spune, tot nu pot să spun încă vârsta fetelor. Acum și a doua informație aparent inutilă, și anume că fata cea mare ia lecții de pian, capătă relevanță. Nu pentru că e vorba despre lecții de pian, ci pentru că ne spune că una dintre fete poate fi caracterizată ca fiind cea mare.
Dacă fetele ar avea vârstele 1-6-6, atunci fetele mai mari ar fi gemene și niciuna n-ar fi caracterizată ca cea mare. Cele două gemene ar fi cele mari, dar n-ar exista fiica cea mare, pentru că, în mod normal, două gemene nu sunt diferențiate după vârstă. Ar exista, în schimb, fiica cea mică. Așa că acum, dacă știm că există o fiică care poate fi numită cea mare, putem spune și noi care sunt vârstele fetelor. Și anume, cele mici sunt gemene și au fiecare câte 2 ani, iar cea mare are 9 ani și ia lecții de pian. Mai știm și că numărul de casă al părinților profesorului este 13, dar asta nu ne-a întrebat nimeni. Din nou am primit un singur răspuns corect, din nou de la domnul Dumitru Antonie și din nou îl felicit. Încă ceva, cred că putem învăța ceva foarte important din această întrebare problemă, și anume că informația are sens doar într-un context, într-o anumită conjunctură, iar sensul ei depinde de context. Să vedem acum întrebarea următoare. Întrebarea de azi poate fi grea sau ușoară, depinde de cum începeți găsirea răspunsului. Să presupunem că suntem în viitor, în anul 2089, și că pe satelitul Io al planetei Jupiter a fost descoperită o formă de viață extraterestră. Ceva de dimensiuni foarte mici, comparabile cu cele ale unor bacterii de pe Pământ, dar ceva total diferit de orice formă de viață terestră. Și pentru că aducerea acestei forme de viață total necunoscute pe Pământ ar fi fost periculoasă, a fost construit un laborator orbital în spațiul cosmic, deci în care se face cercetarea științifică a acestei noi forme de viață. Iar laboratorul spațial, stația laborator, se rotește în jurul planetei Marte. Stația orbitală laborator este alcătuită, așa cum vedeți în desen, din 34 de sări laborator, desenate cu verde, o cameră de control, desenată cu alb și marcată cu literele CC, și o sală a ecluzei, prin care se poate intra sau ieși din stația orbitală, desenată cu albastru și marcată cu litera E de la ecluză. Toate încăperile comunică cu fiecare încăpere alăturată. Deci, în oricare încăpere se poate intra pe ușă și ieși pe alta, pentru că fiecare perete despărțitor are o ușă. Bineînțeles, nu și pereții care comunică cu exteriorul. Singura ieșire sau intrare din stația laborator este prin ecluză. Și acum imaginează-ți că ești singur în stația spațială laborator, în camera de control, și se aude alarma. Calculatorul de bord afișează pe ecran că microorganismele extraterestre au reușit să iasă din cutiile în care erau închise, și sălile laborator sunt pe rând contaminate. Conform protocolului, în această situație trebuie să faci următoarele 3 lucruri. Să spui costumul de protecție, să treci prin fiecare încăpere și să acționezi maneta de vidare, pentru că forma de viață de pe Io nu rezistă în vid. Deci toate încăperile, inclusiv camera de control, trebuie golite de aer. Și apoi trebuie să ieși din stație prin ecluză spre naveta de salvare din exterior. Pare simplu, nu? Dar în situație de alarmă există următoarele 2 reguli. 1. După ce intri într-o încăpere, nu mai poți să ieși din ea decât dacă acționezi întâi maneta de vidare. Și 2. După ce ai acționat maneta de vidare, poți să ieși din încăpere, dar nu mai poți să revii în acea încăpere. Ușile ei rămân blocate după ce ai ieșit. În aceste condiții, cum procedezi ca să golești de aer toate încăperile și să ajungi la naveta de salvare prin ecluză? Aștept, ca de obicei, răspunsurile. La revedere!